Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom citi viața Sfintei Ioana Mironosința, care se prăznuiește pe data de 27 iunie. Conform tradiției, Sfânta Ioana a fost cea care a recuperat capul Sfântului Ioan Botezătorul după ce Irod a dat ordin să-i fie tăiat și aruncat. Sfânta Ioana Mironosița a făcut parte din grupul femeilor mironosițe care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Conform tradiției, ea a fost cea care a recuperat capul Sfântului Ioan Botezătorul după ce Irod a dat ordin să fie tăiat și aruncat. Sfânta Mironosiță Ioana, soția lui Huza, iconom, intendent al regelui Irod, Antipa, este amintită în Evanghelia de la Luca 8:3, ca fiind una dintre femeile care îl urmaseră pe Hristos din Galileea și care îi ajutau pe ucenicii Domnului împreună cu Suzana, Maria, Magdalena și altele. În Evanghelia de la Luca 23, 55, 24, 11, ni se relatează cum aceste femei s-au dus la mormânt ca să termine ungerea cu miresmea trupului lui Iisus începută în grabă de Iosif și Nicodim. Când au ajuns la mormânt, au rămas uluite, văzând mormântul era gol, în el nemai rămânând decât giulgiurile. Un înger le apare atunci vestindu-le învierea Domnului. Ele au crezut că au devenit astfel primele propovăduitoare ale învierii lui Hristos. Biserica o prăznuiește pe data de 27 iunie, precum și în Duminica Mironosițelor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem și în alte filmări.